Panică în sediul unei bănci din municipiul Suceava. Alarma de incendiu s-a declanșat din cauza supraîncălzirii unui server din incinta unității. La fața locului au ajuns pompierii din cadrul detașamentului Suceava, care au constatat cauza declanșării sistemului de alarmă. Nu a fost necesară intervenția pompierilor cu stingătoare sau apă. Ce a fost anunțat prin sistemul de anunțare 112 de izbucnirea unui incendiu, practic, în încăperea băncii Credit Europe din sucursala Suceava. Practic, s-a declanșat instalația de semnalizare a incendiilor. Unul din senzori a început să avertizeze sonor personalul băncii. Aceștia ne-au anunțat, am ajuns la fața locului, am constatat că acest miros provenea de la unul din serverele din instalația băncii, care între timp s-a remediat, n-a fost nevoie să intervenim cu tehnica din dotare. A fost o deficiență de la sistemul IT al băncii.